La checkout de câteva luni am introdus și posibilitatea de a-și lăsa data nașterii, opțional. Și cum menționa că noi să oferim un cadou de ziua lui. Și cred că peste 60% din persoanele care comandă la noi își lasă data nașterii. Și noi de ziua persoanei respectivă, de regulă, acum în perioada asta, oferim un voucher de 25% reducere pentru toate produsele personalizate. Și din cele oferite, aproximativ, cred că la ultimele fi, cred că 10% erau chiar folosite. Adică are un succes. Salutare! Sunt Cosmin Costea, fondatorul EcoMasters. EcoMasters ajută concret magazinele online cu servicii de consultanță e-commerce, implementare tehnologie și marketing online. Din 2005 am lucrat cu peste 100 de antreprenori și manageri în e-commerce și am ajutat pe toți să-și crească business-ul online. Așa te putem ajuta și pe tine. Aplică pentru o sesiune de 30 de minute de consultanță gratuită. Poți afla exact cum să-ți crești vânzările e-commerce folosind un model de creștere validat în 7 pași și tactici de marketing online. Identificăm provocările tale și primești live sfaturi concrete. Nu este despre efort, este despre rezultate. De asta cererea e mare și locurile sunt limitate. Intră pe ecomasters.ro/consultanță și aplică la sesiunea gratuită. Salutare, Liviu! Bine ai venit la E-commerce pe concret, podcastul comunității EcoMasters. Cum merge la tine? Povestește-ne! Salut, Cosmin! Mersi de invitație! Cu drag! Cu drag. Ce faceți voi? Ce e Stargift? Hai să intrăm direct, abrupt. Oh, m-ai luat așa tare. Pe Stargift e un magazin online. Că de asta ne aflăm aici. Clar. E un magazin online de cadouri personalizate. Și le personalizați voi? Sau aveți o firmă care vă ajută? Sau cum? Le personalizăm noi in-house. Noi facem totul de la creație, producție și aș pune și livrare către client. Dar mai avem și echipele de curier care ne ajută. Clar. Clar. Și unde sunteți? În București? Suntem în București. Am început de la mine de acasă acum vreo 2016, de 6 ani de zile. Uh-huh. Ne-am mutat ulterior într-un sediu un pic mai mare și acum de 4 ani suntem în sectorul 1 în București. Okay. Cu depozit, showroom și zona de producție. E scump sectorul 1. Cine e? Cum o cheamă? Matil? Clotild? Cum o cheamă pe? Clotild, da. Clotild. E scump acolo? Să vă permiteți? Da, e eficient? Este eficient pentru că zona de depozitare nu e atât de scumpă. Că nu am găsit o locație, este foarte ok și teoretic dacă mergeam în afara Bucureștiului, ar fi însemnat poate un cost mai mic pe chirie, însă avem nevoie și de oameni dedicați, mașini care să transporte și noi depozitul folosim și pe post de producție, ca să zic așa. Nu e doar depozit, adică avem și depozit și zona de producție, toate la un loc. Ok. Și cum merge business-ul? Dă-mi un reper, câte comenzi aveți pe zi? Clienți mari, clienți mici? Păi în perioada asta cred că sunt pe la 300 de comenzi pe zi. Oho. Și în perioadele de vârf, cum e, nu știu, decembrie, că noi vânzând cadouri suntem oarecum sezonier sau nu neapărat sezonier. Cea mai importantă lună e decembrie și, da, în decembrie am trecut, de exemplu, am avut, cred că în jur de 20.000 de comenzi în toată luna. Și fiind o lună mai scurtă, adică practic până pe 23 mai preluăm comenzi, că nu se mai pot livra, a fost un volum destul de mare, adică aproximativ 1.000 de comenzi pe zi. Ok, și asta înseamnă să le și personalizați, adică nu doar livrați. Da. Și cum merge asta? Ai o echipă dedicată de personalizare, adică practic ai două business-uri, nu faci doar comerț, faci și un fel de producție, am putea zice, nu? Da, producția se face in-house acum. Nu știu, noi nu avem conceptul comun de e-commerce unde există un picking și după aia partea de, nu știu, colectare produse și împachetare și livrare. La noi, pe lângă partea de picking, există și partea de personalizare, într-adevăr. La zona de, să spunem, producție, am reușit să automatizăm anumite chestii, astfel încât să nu avem nevoie de un volum atât de mare de oameni, dar, da, multe chestii se fac manual.
oricât de mult ne-am bazat pe echipamente, tot trebuie să fie un om acolo care să pună, nu știu, hârtie imprimantă, să pună niște căni, niște prese sau și așa mai departe. Să împacheteze, să facă. Nu e, adică nu e totul, nu se poate automatiza tot. O întrebare un pic în altă direcție. Ați avut finanțare de la voi? Ați strâns bani sau ați accesat o finanțare europeană? Nu, n-am accesat nicio finanțare europeană. Totul a fost din profiturile investite. Începuturile noastre cred că au fost cu 10-20 de mii de euro. Adică cam cât e un startup nation, să spunem. Sau cât era pe vremuri. Mă, nu mai știu cât este. Dar zi-mi despre începuturile tale. Tu ce făceai înainte? Software? Da. Am avut un singur job la o companie de jocuri de aici din București. Și făceam software, adică conduceam echipa de programatori în zona de web a părții din spatele jocurilor, ca să zic așa. Și am fost în film de joc. Păi nu știu, Asfalt, dacă ai auzit, e un joc acela cu mașini. Despicable Me, cu Minioni. Gameloft e firma, că nu e nicio... Gameloft, ok. Da. Și jocurile se produceau efectiv aici sau aici era partea de finisare? Sau? Existau jocuri care se produceau complet aici și existau și departamente de suport care făceau diferite activități adiționale pentru jocuri. Nu știu, partea de online, partea de reclame din jocuri, partea de servicii care nu țin neapărat de, nu știu, creația jocului sau personajele din joc. Sau erau add-on-urile de care noi ne ocupam, adică erau echipe și acum cred că sunt, mai am colegi pe acolo, echipe dedicate care fac servicii de suport pentru jocuri, ca să zic așa. Suport cu funcționalități adiționale, ca să spun. Nu să vă bovim mult pe asta, că a trecut ceva vreme, dar după ce ai început? Că eu văd că tu ai trei business-uri. Apă Cargo, Stargift și Smartly. Acum da, ne-am întâlnit în special să povestim de Stargift, dar m-ar interesa și de celelalte. Și cum ai plecat din zona de corporație? Păi din zona de corporație am plecat cu ajutorul Stargift, într-adevăr. El a fost primul business care a reușit, să zic așa. Au mai fost și altele care n-au reușit? Nu. Din primul pe care l-ai încercat a și mers? Mai celelalte dinainte nu le pot numi business, adică în zona de IT, eu fiind în zona de IT, mai făceam niște proiecte extra, nu știu, outsourcing pentru diferite companii și mai făceam niște, nu știu să zic, proiecte pe proiect, dar nu erau proiectele mele, deci nu le pot numi neapărat a face. Adică a fost o sursă de, să spunem chiar, finanțare pe lângă salariul pe care o aveam pe vremea respectivă. Acum poți să spui că au trecut 5 ani. Poți să spui ce făceai pe lângă? Da, chiar 6. Exact. 6. A, nu, o făceam în timpul liber, nu în timpul programului, că nu era ceva. Și Stargift a fost așa că ne doream la vremea respectivă un magazin online. Soția mea a avut ideea și mi-a zis, ok, hai să o punem în practică. Și de la pus în practică, am văzut prima comandă de la o persoană care nu era în cercul de prieteni ai noștri și am zis, wow, asta trebuie să însemne ceva. Chiar mi-aduc aminte și numele persoanei care a comandat. Era o persoană din Craiova și am rămas foarte impresionat atunci. Am ținut minte. Și de acolo mi-am dat demisia, adică încă nu, teoretic eu încă lucram când a fost o perioadă de câteva luni când lucram și seara veneam acasă de la program și pregăteam comenzile. Personalizam cănile. Ce echipament aveai sau ce tipuri de personalizare? Aveam la momentul ăla, cred că o mașină de brodat cu care făceam șorturi, adică încă mai vinde produsul ăsta, șorturi brodate, șorturi de butelie. Dar faceți și șepci, am și eu, știi cum am și eu întrebare cu butelia. Șepci nu facem momentan, nu facem. Vreau să facem încă, și noi șepci cu Eco Masters. Da, eu nu port șepci, probabil că de asta, e și motivul pentru care nu mi s-a părut încă. Avem multe alte produse pe care le tot dezvoltăm. Aveam un echipament de gravat cu care mai făceam ceva tocătoare, sucitoare, cutii de vin pe vremea aia, o presă de căni, unde făceam căni personalizate, dar erau 2-3 comenzi pe zi. Și într-o lună deja am văzut că ok, după o lună ajungeam acasă, aveam 10 comenzi și am zis ok, stai că deja nu prea mai... Că teoretic curierii
plecau la 9, ridicau la noi de acasă la 9 seara și am zis, ok, stai că nu prea mai am timp să le termin de la 6 până la 9, nu prea mai... Cum ai reușit să-i convingi să vină la 9 seara? Că de obicei vin după masa curierii. Păi, fiind în sectorul 1, aveam curierii pe care îi cunoșteam și nu erau probleme. De multe ori mergeam și lucram pe vremea cu fan curier și aveau sediu la Ștefănești și plecam eu cu mașina personală, nu știu, la 9:30 seara și ajungeam la ei la Ștefănești și le duceam direct când pierdeam curierul, ca să zic așa. Și cum ați început promovarea? Că într-un final un magazin online e un pustiu, nu există, nu e ca într-un mall. Mai intră lume, mall, cu treabă, da? Corect, ai zis foarte bine. Păi cu Google Ads, ăsta a fost primul canal. Da. Și ce cuvinte cheie? Zim cum a fost prima experiență. Ce ai căutat? Ce ai licitat? Când personalizate? Nu. Cred că a fost fix pe cadouri personalizate. Nu mai știu exact cum a făcut campania la momentul ăla, dar sigur pe cadouri personalizate am pus ca și keyword-uri. Da, eu am făcut începuturile campaniilor, eu le-am făcut într-adevăr. Și acum lucrați pe Facebook? Sau? Și pe Facebook. Nu mai lucrăm cu și pe Facebook, cred că am făcut simultan. De fapt, cred că nu, Google a fost primul și pe aia la câteva luni după am început și pe Facebook. Pe vremea când Facebook-ul chiar aducea niște rezultate. Ai zis foarte bine, într-adevăr. E un pic mai tricky cu Facebook-ul. Și cât ați lucrat în house? Cred că primul an, adică în 2016, l-am ținut in-house și în primul an deja cred că am făcut venitul pe jumătate de an, așa cred că a fost 100.000 de euro, 2016, și de acolo, da, ne-am abordat o agenție, nu prea știam exact cum funcționează în momentul la colaborare cu agenție și am zis, ok, hai să le dăm o șansă. Au avut niște rezultate foarte bune și cred că am colaborat peste un an de zile, cred că aproape 2 ani de zile am colaborat. După aia am întrerupt colaborarea pentru că nu mai vedeam. Cumva intrase așa într-o rutină și nu mai înțelegeam pentru ce mai plătim noi. Adică nu reușeau să ne, nu știu, să vină cu chestii noi, cu... Așteptarea era să vină cu ceva nou sau să îmbunătățească ceva KPI? Da. Nici nu știam să urmărim foarte bine zona asta de KPI și simțeam că plătim ceva comisionul ăla de administrare care nu mai găseam rostul la momentul ăla. Și ne-am despărțit amia de bani. Nu pot să zic că nu făceau nimic, dar am considerat că putem gestiona in-house, adică la momentul ăla. Deja aveam echipă de designer, puteau să ne facă poze, de bannere, pentru reclame, adică cu lucrurile evoluasele și pentru noi. Aveam o echipă care ne putea ajuta mai mult. Și am rămas in-house și acum suntem tot in-house și gestionăm noi. Câți oameni aveți? Echipa noastră astăzi are, cred că sunt, sper să nu greșesc, 20 de oameni. Și în zona de marketing toată echipa. Noi mai avem acum și un magazin în mall, unde și acolo mai avem 3 persoane care se ocupă și cu vânzare și cu producție. Și zona de aici, la biroul plus producție, la producție avem în jur de 10 oameni și în zona de suport, marketing, mai sunt 4-5 persoane. Adică echipa de design are 4 persoane. Practic, okay. E și echipa puternic. De design face și promovarea? Da, se ocupă și de zona de promovare. Scriu articole pe blog, scriu descrierile, fac descrierile produselor, ne fac, nu știu, imagini, pozele de prezentare, tot ce implică lansarea unui produs nou, ca să zic. Și cumva printre responsabilitățile lor este să creeze diferite, să vină cu concepte noi, să creeze design-uri noi, cumva să lăsăm impresia că site-ul nostru trăiește și găsește tot timpul idei inovative. Asta. Dar să avem o echipă atât de mare, adică ei nu se ocupă de producție, echipa de grafic, se ocupă de efectiv doar de concept. Înțeleg. Și de ce, că asta sunt chiar curios, de ce ți se pare mai, sau cum ți se pare mai eficient să lucrezi in-house sau mai eficient din punct de vedere costuri sau rezultate mai bune sau control mai bun? Cam care sunt motivele? Pe partea de reclame, spun că asta era întrebarea, pe zona de... Da, pe zona de promovare. Cred că a fost
problemă în a înțelege beneficiile la momentul ăla. Eu astăzi ar putea să fiu într-o eroare, că să-mi dau seama că să cineva să-mi spună că ok, vezi că greșești, pentru că uite, cheltui mai mult decât, sau nu cheltui, banii pe care cheltuie putea să faci mai mult, sau încă sunt în zona asta în care aștept să mă întorc la un moment dat către o agenție care să ne ajute. Și decizia pe care am luat-o s-a bazat fix pe motivul că nu mai înțelegeam la momentul ăla care sunt beneficiile. Și costurile mi se păreau măricele și am zis, ok, nu cred că e ceva ce nu putem gestiona noi in-house. Dar am crescut acum și cred că s-ar putea să ne întoarcem destul de curând și la agenție. Și canalele voastre acum de a aduce trafic au rămas Google și Facebook, paid, organic, cum gestionați asta? Cele mai importante, da, sunt Google Search pe zona de paid și organic, bineînțeles, că deja suntem destul de vechi în piață și suntem pe ce căutare ești primul? Ia să vedem. Nu știu, poți să cauți căni personalizate. Nu mai știu dacă sunt chiar primul, dar e foarte posibil. Sau personalizate. Ok, trecem de... Deci, treci de ad-uri. 1, 2, 3, 4 ad-uri. După care find results on OLX sau on Facebook, după care harta de la Google Maps, după care 3 rezultate de la Google Maps și după care primul rezultat organic este Stargift. Ah, e bine, mersi. Nu e doar de căni, dar ți-am zis de căni pentru că e într-adevăr cel mai vândut produs al nostru și cred că de la începutul lansării afacerea a fost așa. Noi am tot dezvoltat catalogul, dar cănile au rămas cel mai vândut produs. Cine cumpără de la voi? Faceți vânzări B2B, B2C? Cum e ponderea asta? Cred că peste 95% este B2C. B2C? Da. Interesant. De ce nu v-ați dus și în B2B? Că cred că e o piață uriașă de materiale promoționale, să zicem. Pentru că conceptul nostru ne permite să coborâm prețurile atât de mult. Adică noi avem o zona de agenții și nu știu, promoționale acoperită prin, nu știu, să spunem, jucători care de obicei caută să se încadreze într-un anumit buget și caută de foarte mult tot cel mai mic preț. Pe care noi n-am fost cel puțin la început dispus să-l oferim, pentru că cheltuielile noastre, noi investim foarte mult în zona de, adică, nu știu, o agenție de promoționare, nu cred că investește în Google sau în Facebook. Costurile noastre de reclamă sunt foarte mari. Și foarte nu eram mari. Dispus. Foarte mari, pot să zic că sunt între 15 și 20% din venituri, ca să-ți faci o idee. 15 și 20%, deci costul să aduci trafic pe site, practic. Da, costul să aducem trafic. Ok, și după aia poate povestim și despre conversie, dar zim de costurile astea. Da, și fiind costurile, adică investiția noastră în advertising fiind foarte mare, nu ne-a permis să, nu știu, să coborâm prețurile în zona unde își doresc agențiile sau că de puține ori ajungi la un client direct ce țin în zona de promoționale, că de foarte multe ori ne găsesc ei pe noi și atunci colaborăm. Dar cu agențiile de promoționale e mai complicat, că ele sunt cumva un middleman și trebuie să-și pună și ei un adaus și cumva lucrurile nu mai... Dar n-am refuzat pe nimeni și dacă cineva a acceptat oferta noastră, avem oferte, le negociem, adică, dar nu e focusul nostru. Dacă cineva vine la noi, cu siguranță am rezolvat. Adică noi avem o capacitate foarte mare de producție și o viteză extrem de mare și am salvat de foarte multe ori proiecte care trebuia să iasă mâine sau ceva de genul. Asta dacă vine o agenție la voi, dar mă gândeam și dacă mergeți voi la un producător mare de bere sau de ciocolată sau de care vrea să facă o campanie. Am primit cereri, de exemplu, și de la companii care, nu știu, ne cereau pentru angajații lor o lună înainte de Crăciun, ei având, nu știu, cred că 15.000 de angajați, deci erau cadouri. Și era o situație în care nu aveam cum să facem față, adică de pe
doreau ceva într-o săptămână, că e foarte complicat să faci asta, să te redimensionezi atât de repede. Dar noi nu avem, să spunem, o echipă de vânzare directă care să contacteze clienți companii mari. Dar suntem deschiși atunci când suntem contactați. Și probabil avem parteneriate cu diferite companii în zona de, nu știu, să le oferim reduceri pentru angajați. Facem asta, de exemplu, cu IBM de aici din România. Mai avem parteneriate prin ING Bazar, prin acum avem chiar o campanie cu Orange, cei de la Yox, adică suntem deschiși la colaborări de genul ăsta. Și oamenii și comandă, uite, eu mă uit acum pe site la un set de baloane cu numere, am cumpărat și noi acasă, 7 lei baloanele, 14,99 livrarea. Oamenii comandă cu un raportul ăsta așa de copleșitor? Nu chiar așa de drastic, cum ai zis tu, dar având noi coșul mediu undeva la 17 euro, adică undeva la 100 de lei cu tot cu TVA, ca să zic așa. Okay. Deci comenzile nu sunt în zona de un produs. Prețul afișat este per comandă, prețul transportului, ca să zic așa. Dar avem și situații în care se comandă cu livrare urgentă, adică situații reale. Au nevoie de o etichetă, de exemplu, care costă 5 lei și o vor acum pe loc în București peste, nu știu, 3 ore. Au probabil un eveniment seara. Uh-huh. Și comandă o etichetă de vin. Noi avem și posibilitatea să oferim doar eticheta și să-și o pună clientul pe ce produs vrea. O etichetă, o etichetă zici, că la vin se spune etichetă și când te referi la sortiment? Câte etichete ai? Nu, eticheta, label-ul, ca să zic așa. Ok. Și plătesc transportul urgent în București, care este astăzi 24,99 și o pe loc, adică nu e neapărat un impediment, cel puțin din punctul nostru de vedere, nu l-am observat. Clar. Și aduceți trafic pe site din surse clasice, să spunem. Și apoi cum îl convingeți pe om să cumpere? Ce mecanisme aveți să creșteți conversia, să creșteți poate valoarea media comenzii? Că mă gândesc că e o provocare la produse cu preț mai mic să mai pună câteva acolo. Nu avem un sistem atât de automatizat cum au marile site-uri de e-commerce. Mă refer aici chiar la cele din România, cum e EMAG. Adică nu avem că puterea de IT a lor și înțelegem această nevoie, ca să zic așa. Însă și sistemul nostru de recomandări pe site se bazează pe produse asociate cu cele pe care le caută și cumva ajung la noi pe site, să spunem, nișate, adică știu deja ce își doresc. Și dacă adaug în coș un anumit produs, noi mai recomandăm că ok, ai adăugat o sticlă de vin în coș, poți să vezi cutiile de vin personalizate. Și mai facem mici trucuri legate de zona de user experience și să-l ajutăm să găsească. Dar nu avem o campanie așa de... Nu-l mai folosim. Odată ce a comandat de la noi, îi mai aducem aminte de noi prin diferite trucuri, ca să zic așa. Unul dintre cele mai recente este că la checkout de câteva luni am introdus și posibilitatea de a-și lăsa data nașterii opțional și cu mențiunea că noi să oferim un cadou de ziua lui. Și cred că peste 60% din persoanele care comandă la noi își lasă data nașterii. Și noi de ziua persoanei respectivă, de regulă, acum în perioada asta oferim un voucher de 25% reducere pentru toate produsele personalizate. Și din cele oferite, aproximativ, cred că la ultimele fi, cred că 10% erau chiar folosite. Adică are un succes și zona asta de cadou de ziua ta, ca să zic așa. Ne plac trucurile astea și învățăm unii de la alții. Văd că aveți și un, cred că se cheamă Tag Cloud, o listă de cuvinte cheie, multe cuvinte cheie pe pagina de produs. Uh-huh. Practic acolo reunește toate categoriile noastre de produse.
Scopul e SEO sau scopul e și să-l convingi pe client că ai și alte? Cred că ambele, pentru că am explorat și zona de SEO, adică tot timpul suntem atenți la viteza de pe site, la cuvintele pe care le folosim, la niște descrieri care sunt dincolo de, nu știu, o sticlă de vin de 750 de mililitri, albă de mistec, adică am încercat să spunem și o poveste acolo în spatele unei descrieri de produs, ca să zic așa. Și având în vedere că mulți oameni ajung pe site din Google să-și ajung fie direct pe un produs, cumva trebuie să încercăm să găsim un loc în care să-i arătăm și celelalte categorii de produse și zona de acolo pentru asta a fost folosită. Dar nu am un tracking pe asta, zic, să spun câți oameni a dat click sau dacă are relevanță, dar cred că pentru Google are. Ajută! Ce platformă folosiți de e-commerce? Ce tehnologie folosiți? E o platformă custom dezvoltată in-house. Complet sau bazată pe un PrestaShop, un OpenCart? Nu, complet. Că mă uit un pic la partea asta de pagină de produs, bineînțeles că mă uit cu un ochi critic, așa. Foarte bine. Și mă gândesc că sunt multe informații pe pagina de produs. Mă gândesc dacă nu poate deveni la un moment dat copleșitor câte informații ai legate de livrare, legate de... Te-ar putea să interesa. Încerci să vezi și aceeași pagină pe mobil, să vezi cum arată pe mobil. 80, peste 80% din traficul nostru este de pe mobil. Nu o să dau acum pe mobil, dar pot să dau foarte îngustă și văd că se face foarte lungă. Cum stârniți oamenii să vă dea un review sau cum îi convingeți să vă dea un review? Că văd review-uri la produse. Review-urile sunt reale. Primesc un e-mail după finalizarea comenzii și după livrarea comenzii și rugăm să ne lase un feedback. Și cam cât la sută lasă feedback? Le dați un voucher pentru asta sau? Nu. Este, să zic, la libera alegerea fiecăruia să aleagă. Mulți oameni nu preferă să nu dea. Nu e un număr foarte mare, nu știu, cred că sunt cel puțin pe site-ul nostru în jur de maxim 20 pe zi, deci practic e sub 10% din numărul comenzilor. Da, sub 10% din oamenii care comandă lasă și un review. E ceva. Avem aici o problemă, că în general oamenii sunt tentați să lase un review când lucrurile nu sunt cum se așteptau. Adică mult mai multe, de exemplu și pe Facebook avem problema asta, că acolo review-urile sunt publice, la fel și pe Google. Și avem multe situații în care suntem certați. Nu zic că pe nedrept omul când primește, adică clientul nostru când primește un produs și e ceva în regulă cu el, are tot dreptul să facă asta, dar ne pare un pic rău că atunci când primește, nu știu, alte 5-10 comenzi înainte, nu zice nimic și tot e bine, dar scrie doar când ceva nu e în regulă. Așa e natura umană, că te aștepți să fie bine. Schimbarea este că nu e bine. Și când nu e bine, ce nu e bine? Personalizarea, timpul de livrare, cam care sunt? Păi, noi suntem într-o zonă destul de sensibilă aici. Că nu e doar, nu știu, când faci review la un telefon mobil, poți să spui, nu știu, că ambalajul a venit un pic deteriorat, dar, nu știu, magazinul care ți-a arrivat nu prea poate să greșească decât la timpul de livrare. E, la noi procesăm în jur de 10.000 de poze pe zi, practic. Atât sunt încărcate de clienții noștri, că sunt produse care conțin și 50 de poze, adică el comandă un tablou care conține 50 de poze, de exemplu. Și acolo, din diferite motive, adică clientul își aranjează cum vrea să arate exact fiecare poză, să-i facă crop, să se joace cu ea mai stânga, mai dreapta, dar sunt situații în care cumva fie trece peste pasul ăsta și anumite, nu știu, persoane sunt tăiate din cadru, ca să zic așa, el își dorea să fie. Hai scos-o pe mama, soacră. Și noi nu ne dăm seama de asta, adică nu avem cum să... Nu există un sistem astfel încât să cineva de la noi să stea să verifice fiecare poză și să sune, ok, să știți că în această poză în cadru sunt 3 persoane. Câte să afișăm, că dumneavoastră ați ales doar pe una? Adică nu e un sistem automatizat de procesare, ca să zic așa. Apar situații în care suntem certați că nu apare în poză, nu știu, copilul. Fără ca noi să știm. Voi n-ați văzut că nu era la mic? Da, sau... Nu știu, mai sunt greșeli gramaticali. De multe ori
colegii le corectează, dar iarăși fiind foarte multe chestii care n-au cum să facă asta la fiecare comandă, dar dacă sunt niște chestii vizibile, le rezolvă și iar suntem certați că a scris cu fără cratimă și treaba cu cratimă. De multe ori intrăm într-o dispută asta, să știți că noastră a scris așa. Și de regulă avem acum o politică, dacă se întâmplă o situație de genul ăsta în care o persoană a greșit și nu ne-am dat și noi seama înainte, oferim posibilitatea să-l recomande la un discount de 50%, adică practic să nu fie niciun fel de, nu știu, adică să nu avem un damage atât de mare nici noi și nici clientul să nu fie frustrat de problema pe care, ok, împreună am generat-o, ca să zic așa. Și încercăm să rezolvăm cât mai rapid și amiabil, practic, zona asta de greșeli care sunt uneori la client, lor, la noi, cum mai sunt și la noi probleme, având de totul se face manual, îți dai seama că poți să nu aliniezi corect când pui niște poze sau un print pe un produs, poți să fie un pic mai în stânga, mai în dreapta și să fie colegii noștri la producție să nu-și dea seama și clientul să fie deranjat că ok, aici e un pic mai strâmb, dar nu... Sunt multe situații. Fotografiile de produs le faceți voi? Da, de asta ne ocupăm noi. Nu sunt în totalitate poze reale, sunt mai degrabă niște mock-up-uri pe care tot noi le facem sau le cumpărăm. Și se adaptează cu contextul. Deci randări, sunt randări. Sunt randări, exact, da. Sunt randări. Mă uitam la un vin spumant și arată foarte bine poza și background-ul. Da, sunt randări, într-adevăr, pe care, așa se cheamă, mock-up-uri care se pot cumpăra. Noi le cumpărăm și le adaptăm cu designurile noastre și le punem fundal, diferite lucruri. Ok, și următorul pas, că avem, am vorbit despre trafic, despre conversie, despre valoare medie coș, loializare. Câți se întorc să cumpere de la tine? Peste un an, când vreau să mai cumpăr o cană, vin tot la tine de obicei clienții sau iarăși au internetul și dau căutare și cine apare sus câștigă? Avem clienți și cu peste 100 de comenzi, ca să zic așa. 100 de comenzi. Da. Pe persoană și, fizică sau? Pe persoană fizică. Și adică avem destul de mulți fani chiar și pe Facebook. Noi nu avem campanie de atragere de like-uri, adică tot ce avem acolo e natural și organic. Când am verificat, cred că ăsta e un KPI pe care nu am mai verificat recent, dar era undeva pe la... Nu stăteam foarte bine din punct de vedere, adică cumva 30% din clienții care îmi comandă astăzi au mai și comandat în trecut. Nu știu dacă e un număr mic sau mare, dar era 30-40 pe acolo, nu am cifrele exacte, dar în zona asta era. Și cumva noi tot timpul trebuie să investim în zona asta de reclamă, să-i aducem aminte că suntem acolo. Și de asta cumva, costurile cu promovarea e un cost pe care îl vom duce. Spunea un alt invitat de-al tău că îi avem ca partener pe Facebook și pe Google în afacerea noastră. N-avem ce să facem. Și folosiți chiar și cu 20%, adică e... Da, e un partener. E un partener semnificativ. Da. Folosiți și email marketing activ? Finisați sau trimiteți cam la toată lumea același lucru? Cam cum? Păi nu, tocmai că avem partea asta de email marketing fix în zona de, nu știu, cum spuneam, cadourile de ziua persoanei, că persoanele primesc individual mail-ul ziua care e ziua lor. Iar mai primesc un reminder când le expiră voucherul de cadou pe care ne l-am oferit. De obicei, nu știu, am oferit 6 luni valabilitate și teoretic îi amintim, ok, ai grijă că peste o săptămână îți expiră dacă vrei să folosești bine, dacă nu. Însă newsletter-le le trimitem nu cu periodicitate, cred că odată la 2-3 luni nu am mai trimis, adică ar trebui să o să reluăm partea asta de newsletter, pentru că e cel mai ieftin mod de... Este. Și ieftin, dar foarte eficient, adică oamenii reacționează la newsletter. Numai că baza noastră dată odată cu partea de GDPR, nu știu, cred că a coborât la... cred că avem, nu știu... Cred că 300.000 de clienți lifetime. Cred că suntem pe la 15.000
conform normelor GDPR, oameni care chiar au dat click că vor să primească și s-au înscris și așa mai departe. Cred că am încercat să respectăm regulile astea și să nu trimitem chiar și newslettere non-invazive persoanelor care, deși au comandat la noi, nu au specificat că vor să primească asta. Da. Acum nu știu cât de mult mai respectă toată lumea zona asta de GDPR, dar noi, având în vedere că ne jucăm cu atât de multe lucruri personale ale clienților, adică imaginile sunt încărcate la noi pe server și sunt foarte multe imagini, foarte multe imagini personale, zile de naștere, vacanțe și așa mai departe. Adică avem grijă zona asta și nu încercăm să supărăm pe nimeni și să fim cât mai corect posibil. Ce publicații urmărești tu? De unde te informezi pe zona ta de gifting sau pe zona de e-commerce sau ce podcasturi asculți? Nu sunt zone de prea noi, că nu, zona de podcast pe zona noastră de afaceri. Cred că sunt unele de pe afară pe care le urmăresc în zona de producție, ca să zic așa. Adică apar niște echipamente noi care sunt interesate să văd cum funcționează sau cum care sunt ce aplicații au, adică ce tipuri de produse se pot face cu ele. Zona de, nu știu, printare pe tricouri, tot timpul apar tehnologii noi. Dar ce apare nou? Că mi se pare că e un tricou cu scris, nou? Ca să zic așa. Păi da, felul în care îl faci diferă foarte mult de ce materiale fac tricou, cum se poate personaliza, de exemplu, anumite tricouri se pot broda, altele nu se pot broda, și așa mai departe, că e o zonă care... Personalizați și tricouri de sport din materialul ăsta, special de sport? Da, pe, mai degrabă de sport, noi nu facem nimic bumbac pentru că încă nu am... Nu facem nimic bumbac 100% pentru că nu avem o imprimant, încă n-am intrat în zona asta de printare pe textil. Noi facem transfer pe textil. Dar da, tricourile sport le facem și sunt unele de foarte bună calitate, adică le importăm din undeva din Ungaria, dacă nu mă înșel, și le personalizăm la noi. Și puteți să faceți complet, adică nu, o poză sau doar o parte, o bucată? Se pot personaliza pe o dimensiune de maxim 30x40, cât înseamnă un A3. Ok, deci cât poți să ții drept, cum ar veni? Da, cât poți să ții drept, dacă te gândești la o personalizare full, asta nu se face după ce îl cumperi, se face înainte de a-l coase, ca să îți faci o idee. Adică okay. Nu poți să... De exemplu, comandă... de exemplu, echipamentele de ciclism sunt full, totul e sunt pe full. Calculator. Da, dar tehnologia de... sau practic producția lor nu se face după ce nu cumperi tricoul și pe el printezi. Nu există asta. Se printează pe tot materialul, se decupează și după aceea se coase. Ceea ce nu ne permite nouă zona de personalizare, adică nu putem face noi asta. Noi putem personaliza, nu știu, o zonă, oricare din zone ale tricoului, dar nu îl poți face complet. Acolo sunt alte, e o altă nișă, ca să zic așa. Clar. Am vorbit de un business de al tău, dar eu văd că tu ai trei business-uri. Unul cu apă, unul cu cadouri de care am vorbit. Nu e cu apă, e cu cargo, de fapt. Așa scrie, apă. Apă cargo. Adică duci apă. Apa. Ok. Bine că m-ai corectat. Ce face? Transport cargo? Marfă paletizată? Da. Nu chiar. E o casă de expediții, ca să zic așa. Casă de expediții care... se ocupă cu transporturi de toate tipurile, mă refer aici la transporturi aeriene, maritime, feroviare și rutiere. De oriunde în lume către oriunde. Păi și cum poți să faci un business de ăsta și un business cu cadouri și mai ai încă unul de care nu ne-ai zis? Nu o să zic în 8 ore pe zi, dar tot într-o zi. Nu. În Starkift, într-adevăr, sunt singur, dar în celălalt business, cu transporturile, sunt doar asociat, adică acolo nu mă ocup de day-to-day activity, ca să zic așa. Ah, ok. Dar pentru mine a fost un business care m-a atras și pentru faptul că îl cunoșteam dinainte și noi importăm foarte mult din Europa, din China, produsele pe care le vindem pe Starkift și mi s-a părut că merg mână-mână, ca să zic așa, un magazin online cu o firmă de transport.
firma, o casă de expediții nu are nevoie, de exemplu, de camioane, de, nu știu, de avioane, de vapoare. Are nevoie doar de niște oameni și niște agenți cu care colaborează în toate colțurile lumii, ca să zic așa. Casa de expediții nu are camioane? Nu, nu. Acum sunt curios, și camioanele sunt ale unui terț și tu doar le închiriezi? Nu le închiriez. Sunt subcontractez serviciile. Practic, dacă tu, Cosmin, ai nevoie să importi un container, vrei să faci mine un business în online și zici, ok, vreau să aduc jucării din China, ai nevoie de servicii de transport. Să ți le aducă până la tine la depozit, să-ți facă vamă, să-ți facă partea de documentație și, practic, aici intervine o casă de expediții care te ajută să-ți preia marfa de la fabrica ta din, cu care ai colaborat în China, să spunem, să-ți o pună pe, să-ți facă formalitățile vamale acolo la, la export, să-ți ofere transportul pe mare sau pe tren până în România și aici să-ți facă partea de vamă, documentație și să-ți facă efectiv livrarea până la tine. Cam asta. Și pe tot parcursul ăsta lucrez cu subcontractori, adică parteneri de-a tăi care la rândul lor au contracte cu liniile maritime, cu firme care au camioane, cu tot ce, pe tot fluxul, cu comisionarul amar care să-ți facă parte de documentație. Toate. Și tu, ca și client, beneficiezi de un serviciu complet, fără să ai, fără să știi, fără să te preocupi foarte mult de partea transport. Știi că în 30 de zile îți ajunge din China până la China la depozit și ai de plătit niște taxe vamale și costurile de transport, bineînțeles. Și costurile și-au mai revenit, că am tot discutat în pandemie de explozia costurilor pe livrare din China. Din păcate nu și-au revenit. Deși nu sunt, ți-am zis, implicat în partea asta de operațiuni zilnice la ce înseamnă firmă de transport, știu foarte bine că nu și-au revenit. Adică sunt, chiar ieri vorbeam cu un coleg de-al meu și spunea că acum, cred că 5-6 ani, costul de a transporta un container din China, un container de 40 de picioare, că containerul mare, era de 0 dolari. Și unul, ceea ce astăzi e undeva la 14-15 mii de dolari. Și 0 dolari? Era 0 dolari pentru că a fost o perioadă de 6 luni de zile în care, nu știu, liniile maritime se băteau între ele în zona asta de a oferi cel mai bun preț. Și ei câștigau din alte tipuri de servicii, dar niciodată nu era discuția despre 1000 de euro pentru un container. Că înainte de pandemie un container full era, nu știu, 2000-3000 de dolari. Față de astăzi cât este 15.000 de dolari. Astea sunt serviciile care au dus și la inflație și la tot. Practic, toate costurile astea se regăsesc în produse. Dar de ce au apărut costurile astea? Deci din cauza pandemiei nu s-a mai lucrat? Sau care a fost mecanismul care a avut legătură cu pandemia? Clar a avut legătură cu pandemia pentru că practic toată lumea s-a oprit atunci și au rămas containere goale prin diferite locuri ale lumii, când nu a mai fost ce să... Nu mai fost exporturi, nu mai fost cumva ce puteam asta de o explicație oficială. Noi ce am văzut ulterior și nu numai noi, toate firmele de piață au observat că liniile maritime au făcut niște profituri uriașe în perioada asta. Și, nu știu, cred că e legat de cerere și ofertă. Dacă cererea a fost mare și practic vaporul ăla nu putea să transporte decât, nu știu, 20.000 de containere, toată lumea se bătea pe alea 20.000 de containere din vaporul respectiv. De exemplu, din China până în România există o singură plecare pe săptămână și practic fiecare din... Prinzi vaporul, da, sau nu prinzi? Da, dacă ai loc să pui sau nu ai loc să pui. E destul de simplu și totul s-a rostogolit în zona de preț. Adică cine oferă mai mult, ok, bagă-l pe-al meu că îți dau mai mult. Și era o licitație asta continuu și s-a propagat la nivel mondial. E ca asta am observat. Licitația e gestionată practic de casele de expediție. Nu licitație, am zis așa ca o metaforă, adică agenții din China spuneau, ok, dacă ne oferă atâta, punem baltul. Și existau companii care au tot au început să ofere, să ofere, să ofere și asta au crescut prețul și pe zona de transport. Liviu, ce face Smartly? Smartly momentan nu face mai nimic, e un... Uite, o să fiu la fel de sincer, nu face nimic, e un e o platformă de, nu face nimic momentan. E o platformă care și-a propus să vină în ajutor antreprenorilor cu
astăzi oferă servicii de facturare. Practic, partea de facturare oferită complet gratis. Fără niciun fel de restricție, fără niciun fel de, nu știu, limite, ca să zic așa. Okay. Și facturi, mă refer la orice fel de facturi, facturi recurente, facturi cu multi-language, multi-currency, multi-orice, ca să spun așa. Dar avem niște planuri interesante și pentru Smarty. Vrem să-l creștem, să aducem mai multe tipuri de servicii pe el. Asta a fost și ideea de la început, numai că într-adevăr nu am putut concentra pe toate tipurile de business și el a rămas acolo în, să spunem, într-o umbră care nu neapărat o merită, că el e un serviciu destul de robust care funcționează pentru câțiva zeci de clienți, ca să zic așa, nu e foarte mare. Ok, și practic, fără să dăm nume, da, e un fel de Smart Bill gratis sau un fel de FGO gratis? Da, ceva de genul. E adevărat. Okay. Cel puțin astăzi, da, dar nu vrem să-l ducem în zona de Smart Bill, noi vrem să-l ducem în zona de mai multe servicii pe care să le oferim antreprenorilor, nu doar zona de facturare. Cumva cum Smart Bill și cea... Cum ar fi, nu știu, partea de HR, partea de management al contractelor de muncă, partea de management al transporturilor, al zonelor, adică să nu mai folosești, nu știu, platformele de generare a VB ale curierilor, să folosești doar pe ăsta. Și... lucruri care se reunesc într-o singură platformă și pe tine ca antreprenor să te ajute să nu trească, ok, să generezi un AVB, trebuie să te duci pe platformă, să, nu știu, să registrezi concediile, să te duci fie pe un Excel, fie pe o altă platformă, pontaje, să te duci pe altă platformă și vrem să să reunim mai multe servicii sub aceea. Ce zici tu? Da, este. E de muncă mult. De asta ne-am oprit la ce am reușit să facem partea asta de facturare. Și vreți și eventual soluție de contabilitate, cum e Keys? Nu, nu, nu chiar. Vrem să colaborăm cu firme care oferă contabilitate și să le oferim zona de, nu știu, exportare în format digital a datelor. Nu să le transformăm noi într-un contabil digital, ca să zic așa. Zi-mi un pic despre tine. Ce faci tu ca om care e antreprenor și are și trei business-uri în un nivel mai mare sau mai mic? Ce faci într-o zi normală? Sau ce crezi tu că faci și faci bine într-o zi normală? Vorbeam un pic că alergi, corect? Alerg, dar nu destul de mult. Ok. Întrebam. Mi-aș dori să alerg mai mult decât o fac acum, într-adevăr. Încerc să vin la birou în fiecare zi, asta mi-am propus să fac și să fiu prezent în toate business-urile în care sunt implicat, cel puțin nu doar printr-un e-mail și, nu știu, un telefon atunci când ceva nu merge, ci să fiu acolo alături de echipele noastre pe toate proiectele. Cumva ambele firme mari, vorbesc aici de Startup și de Apa Cargo, cumva locuiesc în același, sub același adăpost, avem același sediu, un sediu comun și cumva suntem împreună, ca să zic așa. Și îmi place să fiu alături de colegii mei și să ne bucurăm de viața de la birou. Pentru că viața la birou creează idei, descoperim că, nu știu, există zona asta de socializare cu colegii și eu am fost obișnuit în corporația unde am lucrat 12 ani de zile că zona de idei de la țigară, ca să zic așa, era foarte... Adică toate poveștile se începeau acolo. Eu nu mai fumez ca idee, dar mergeam cu colegii acolo și se povesteau diferite lucruri și apăreau tot felul de idei și încercăm să păstrăm venitul la birou. Cum gestionezi ideile astea? Că te chiar vorbeam ieri cu o colegă care mi-a zis eu n-aș fi venit să fac parte din echipa Eco Masters dacă trebuia să venim la birou. Pentru că mi se pare revoltător să pierd asta timp în trafic. Și trebuie să recunosc că și eu împărtășesc aceeași idee. N-aș merge la birou. Poate doar pentru că mă obligă să stau în trafic și obligat să stau în trafic, ascult podcasturi și măcar, sau ascult audiobooks și măcar îmi rezerv timpul ăsta. Eu acum le ascult în timp ce fac sport. Dar
cum gestionezi ideile? Că pentru unii dintre noi sunt prea multe idei, adică nu ducem lipsă de idei, ducem lipsă de resurse sau de modalități de prioritizare. Și eu am o listă destul de lungă de idei pe care, la care, să spunem, am cumpărat doar domeniu. Așa fac și eu, cumpăr domenii, da. 87 de lei mai târziu. Nu știu, ce îmi place mie să cred este că tot timpul trebuie să știi că ai ceva de făcut, adică să nu existe. E o adrenalină asta care te ține în mișcare tot timpul. Adică ok, nu reușești să te plafonezi. Adică de asta îmi place să mă gândesc tot timpul la servicii noi, la idei noi pe care să le transform în afaceri. Adică noi am făcut, de exemplu, aici la noi la Showroom avem și o cafenea de specialitate, pentru că am descoperit că am văzut ceva pe net, dar nu știu unde am văzut, dar am văzut ceva pe net. Ce e cu asta? Și spuneați foarte mișto că nu aveți birou în cafenea, aveți cafenea în birou. Da, 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 exact, așa e. Pe Showroom-ul nostru de aici, din sectorul 1, are și o cafenea în interiorul lui. Ea a fost gândită pentru clienții noștri care vin la noi la sediu să-și ridice comenzile și am vrut să creez un cadru mai prietenos decât, nu știu, un depozit, adică să meargă la noi la depozit să ridice produsele personalizate. Și ce să facă clientul nostru cât așteaptă, nu știu, 10, 15, 20 de minute până se produce cadoul, că nu e doar de luat din raft, trebuie să-l și personalizăm, să-i oferim o cafea de calitate. Cam asta a fost ideea de atunci și nouă ne place, a funcționat. Avem cafea foarte bună, clienții ne apreciază și pentru asta. Da. Deci și cafea noi deschisă și publicului. Și asta și, nu știu, da, 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 este o cafenea, da? Se cheamă Stargift Cafe. Și vin vecini de pe aici, de pe lângă noi, fie că sunt companii, fie că sunt vecini. Blocurile nu e într-o zonă cu foarte mult trafic, adică nu avem deschis sâmbătă duminică, adică nu e o zonă de promenadă, ca să zic așa. Dar pentru zona de birou e apreciat. Când vii dimineață la muncă, la birou, tu, ce deschizi calculatorul, mă gândesc, și te uiți la un dashboard, te uiți la ceva indicatori, te uiți la, nu știu, vânzări, trafic, încărcarea oamenilor. Care e rutina ta? Te-aș minți dacă nu ți-a spune că fac asta în timp real, ca să zic așa, pe telefonul mobil. Adică noi avem... Refresh. Nu chiar, adică ambele business-uri sunt complet digitalizate și la un click distanță și mă uit destul de des pe ce înseamnă număr de comenzi, tipuri de produse vândute și... Cumva de foarte multe ori văd și idei pe care ne le dau chiar comenzile, adică sunt clienți care comandă cu un anumit design care e foarte drăguț și au reușit să folosească un text foarte ingenios și rog în momentul ăla, adică notez, îmi fac o captură și le dau mai departe colegilor de la echipă să creeze cumva produse similare, adică dacă observăm ceva ce are sens și o idee și ne inspirăm chiar de la clienții noștri, că să creăm și pentru alții. Dar când ajung la birou, într-adevăr, primul lucru care fac când beau cafea. începem cu mail-urile. E clar că despre asta e vorba și vedem ce probleme sunt pe, de exemplu, la magazin, mai mult și pe ce înseamnă situații nerezolvate, care sunt tipurile de produse care s-au vândut cel mai mult. Fac așa un scroll prin comenzile clienților să vedem ce mai comandă, pentru că practic de acolo zona aia de început de zi e un fel de nu pornesc așa repede ca și cumva e mai ușor și prefer să să mă relaxez cu produsele comandate și să văd de acolo dacă avem vreo inspirație. Am auzit într-un podcast o întrebare și mi-a rămas în minte. Hostul, cel care adresa întrebările, a zis așa: pentru tine, invitat, câți bani sunt suficienți? Când ai putea zice, muncesc pentru că am eu chef, dar e suficient?
cât ar trebui să ai în bancă? Cred că am mai avut discuția asta și cu prieteni de-a mei destul de apropiați. E discuție de bere și... clasică. Bă, cât ai nevoie? Sincer, și eu am mai primit întrebarea asta de la prieteni de-a mei care tot așa au, ok, la câte business-uri vrei să mai faci sau de ce mai vrei să faci asta? De exemplu, planurile noastre cu Stargift sunt să, nu știu, să mergem în Europa, am încercat zona asta de magazine fizice, nu ne-am descurcat foarte bine, că cumva un domeniu diferit de al nostru, că poți să vorbești despre chestiile care nu au funcționat, n-am nicio problemă cu asta. Însă partea asta de a face sau antreprenoria nu e legată de bani, cel puțin nu din punctul meu de vedere. Adică nu e o sumă de bani la care aș putea să spun ok, stop, pentru că nu pe asta se bazează deciziile de business pe care le iau sau, nu știu, afacerile pe care de care mă ocup. E mai degrabă zona de satisfacție, dar dacă vrei niște sume, cred păi că vreau niște sume, că dacă bine. Vrei să-ți schimbi și bine. Tu mașina familiei, nu poți să plătești acolo cu satisfacția clienților, adică îți ceri bani oamenii. După părerea mea, cred că oricine, nu știu, are niște venituri de peste 10.000 de euro pe lună, orice peste nu cred că mai are relevanță, din punctul meu de vedere. Adică nu cred că schimbă viața într-un asemenea mod. Adică la sumele astea cred că poți să-ți permiți absolut orice. Inclusiv mașina de care spui sau casă sau apartament. Mai încolo, nu știu, deja vorbim de mofturi care nu cred că, nu știu, să mergi la Monte Carlo, să cheltui pe acolo. Nu cred că ce să mă, da, corect, corect. Poți să, nu, există vacanțe foarte scumpe, există mai restaurante foarte scumpe, dar dacă nu te regăsești în zona aia, nu ai cum să-i cheltui. Nu despre asta cred că e vorba. Complet de acord. Tu, pentru nevoile tale, ale casei, cumperi online? Da, cum să? Cumpărăm destul de mult online. Dar și offline, nu doar online. Dar pe online, îmi dai o poveste, îmi spui o poveste despre o experiență proastă și despre una bună de cumpărare online în România sau din altă țară? O experiență mai puțin bună este, chiar am vrut la un moment dat să cumpărăm ceva de la un concurent al nostru din afara țării, concurent, nici măcar nu numim concurent. Pentru că avea un produs foarte ingenios și vreau efectiv să vedem cum arată. Și după, deși el livra și în România prin servicii de transport din astea premium, să spunem cum e, DHL, ca idee, produsul n-a mai ajuns nici după 3 săptămâni. Și cred că a fost comandat de soția mea și cred că nici nu așa mai primi bani apoi, că era oricum o sumă asta de, nu știu, 20 de euro sau că nu și-a bătut foarte mult cap. Dar asta e un exemplu care, cel puțin pe mine, mă face să înțeleg că există loc și pentru oameni care vor să-și facă treaba mai mult. Deși compania de la care ne comandase era una foarte mare, nu știu, de genul peste 100 de milioane de euro cifra de afaceri, că foarte mare. Okay. Cel puțin în zona noastră de persoană. Din ce țară? Din ce țară? Cred că sunt din Olanda, ca și țară. Foarte frumoasă companie și foarte frumoasă povestea lor și sunt multe companii în zona noastră a celor care se ocupă de cadouri personalizate în Europa, foarte bine dezvoltate și unele dintre ele listate la bursă, cu istorie foarte, foarte mare. Este o piață extrem de mare, zona asta de cadouri personalizate. Revenind la întrebarea ta, experiență plăcută, nu e o întrebare neapărat bună pentru mine, că nu sunt un tip greu de mulțumit, adică, nu știu, în general, dacă e o problemă, ales că sunt din domeniu, și dacă comand undeva și, nu știu, primesc produsul spart sau întârzie comanda, încerc să mă pun în situația comerciantului de la care am cumpărat și să înțeleg că nu e neapărat vina lui și că s-a întâmplat ceva pe la cuide și nu încerc să iau ca pe o experiență proastă. Și nu mă încarc cu... Adică nu sunt atât de... Repet, nu sunt așa de greu de mulțumit și nu cred că am o experiență... Ok, am comandat de pe Glovo ceva mâncare și a ajuns rece. Asta e, nu mi se pare că e. Adică nu are relevanță atât de mare. Asta este, să nu se mai întâmplă. Exact cum te duci la restaurant și, nu știu, ceva se întâmplă cu mâncarea. Unele persoane aleg să fie mai legate și între altele aleg să nu mai vină a doua oară și sunt la locul lor. Cam despre asta
Deci nu am experiențe proaste. N-ai experiențe proaste. Nu. În afară de asta. Sunt doar situații, dar nu sunt experiențe. Una proaste. Foarte bună, adică ceva să-ți fi plăcut în mod deosebit? Nu mi-aduc aminte. Chiar nu e... N-am o experiență extrem de plăcută care, nu știu, să... De multe ori, micile chestii, uite, chiar am... pot să zic ceva ce m-a impresionat, adică am comandat, cred că de la un magazin de haine și, nu știu, mi-a plăcut foarte mult cum a fost împachetat. Mi-a plăcut, dar iarăși în relație cu ceea ce facem noi, că noi s-ar putea să avem o deficiență la împacheta lucrurile. Nu suntem în... Dar am rămas impresionat de felul în care le-am împachetat, adică chiar mi-aduc aminte. Cum se cheamă? Cred că era vorba de Massimo Dutti. Uh-huh. Deci nu era, nu știu, fashion. Era ceva, cum ai spus, de brand, propriu brand. Da. Hai să chem cu ceva important pentru, și pentru mine și pentru ascultătorii noștri. Recomandă-ne o carte sau un podcast sau o aplicație sau ceva ce crezi tu că poate ajuta un antreprenor să-i fie mai bine, să învețe lucruri, să-și eficientizeze timpul, să crească profitul. Aici sunt un exemplu prost, că eu n-am citit o carte, n-am fost la conferințe, adică nu o carte despre antreprenoriat, ca să zic așa, sau n-am fost în zonele astea care să te dezvolte din punct de vedere al e-commerce-ului, însă am în același timp puterea să admit că da, sunt utile și chiar ceea ce faci tu e foarte interesant. Adică chiar după ce am discutat prima oară am început să citesc sau urmăresc ce faci și chestii foarte interesante. Adică eu nu pot să recomand pentru că nu am folosit, însă fiind un antreprenor din ăsta care a învățat singur, s-a cheltuit mulți bani, o lecție mai un pic mai reală. Dar sunt foarte multe lucruri pe care oamenii la început ar putea să le facă, măcar să se informeze despre, adică să te ajute din punct de vedere al cunoștințelor pe care trebuie să le ai când vrei să faci, ce știu, un magazin online, un startup. Noi, repet, am avut numai între ghilimele startup-uri care au funcționat, dar nu sunt... Nu e regulă, cu siguranță. Iarăși, nu e neapărat o regulă. Clar. Adică nu pot să vă dau exemplu pe mine, ok, doar mergeți la o facultate, învățați și aveți un job într-o corporație și după aia, ok, primul startup pe care îl faceți să vă funcționeze. Cam asta a fost la mine. Nu e neapărat un exemplu pe care să-l dai, dar da. Fiecare trebuie să-și creeze o bază, ca să zic așa. O facultate bună, să studieze, chiar să aibă un job, adică să aibă un job nu e neapărat, adică nu toată lumea trebuie să facă antreprenoriat. Un job într-o companie foarte, foarte bună te poate învăța mult mai mult decât un startup, nu știu, o cafenea, să spunem, care nu ți oferă atât de multe chestii din punct de vedere, nu știu, intelectual. Da, okay. Și provocări și poate, deși cred că e complicat și o cafenea. Și nu zic că nu este. Sunt și unele foarte mari pe care noi le apreciem și chiar au niște venituri semnificative. Absolut. Îmi place să măsor chestia asta, dar nu legat de, adică mă interesează cât de eficient sunt și cum reușesc să fac lucrurile la volumele pe care le au. Adică apreciez chiar niște cafenele foarte, foarte bune din București. Adică, pe lângă partea de cafea de calitate, reușesc să facă și un business din asta și ceea ce e de apreciat, cu siguranță. Deci am zis că un exemplu rău. Asta cu cafele. Mulțumim tare mult, Liviu. Mulțumim că ai venit și ne-ai împărtășit din experiența ta de antreprenoriat foarte frumoasă și de succes. Și mai povestim despre asta poate într-un episod viitor. Mă bucur că m-ai invitat și sperăm că venim cu chestii noi și pe viitor, mai ales cu proiectele unde am mai pus frână, ca să zic așa, cum ai spus, de Smartly. Dar și cu Starlift, adică Starlift avem planuri destul de mari. Și cu siguranță ne vom mai revedea. Să sperăm cu lucruri bune despre ce facem noi. Abia aștept să ne povestești. Ciao, spor în toate. Ciao. Mersi. Faptul că ai avut răbdare să asculți acest episod îmi spune că ești cu adevărat interesat de e-commerce și marketing online. Asta înseamnă că ai putea beneficia de suportul echipei Ecom Masters,
ca să-ți crești vânzările și să-ți scazi costurile magazinului tău online. Este singura echipă cu o experiență de peste 15 ani în business e-commerce. Suntem aici să ajutăm antreprenorii să-și crească business-ul online. Așa că dacă vrei și tu să vinzi mai mult cu costuri mai mici, intră acum pe ecommasters.ro/consultanță și aplică la o sesiune gratuită. Te ajutăm să clarifici care sunt provocările tale și te ajutăm să identifici soluțiile. Gratuit! Eu sunt Cosmin Costea, fondatorul Ecommasters și te aștept joia viitoare la un nou episod E-commerce pe concret. Și ține minte, nu este despre efort, este despre rezultate.